Cum trebuie să mă compor cu o fată pocăită de care îmi place mult, chiar dacă nu e încă vremea căsătoriei pentru niciunul? Ai gânduri păcătoase? Păi cum să te comporți? Pocăiește, frumos, gentil. Nu te comporta altfel, nu face provocări sexuale. Nu încerca să o seduci, da? Ai pățit-o, nu? Comportă-te ca un creștin. Căsătoria, spune în Evrei, să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvarii lumii acesteia, însuși Dumnezeu. Vrei să te căsătorești cu o fată și zici, na, oricum, acum ne căsătorim și aș putea să începem viața de căsătorie înainte de căsătorie, să consumăm actul căsătoriei. Știți la ce mă refer, da? Acel păcat se numește curvie. În momentul când te culci cu o fată care nu-i soția ta, asta e curvie. Trăiești în curvie. Nu contează că ești ortodox, penticostal, baptist, catolic, greco-catolic, adventist, mormon, whatever. Da, nu contează ce ești. Poți să fii orice. Păcatul ăla se numește curvie. Și Biblia spune, fugiți de curvie. Orice păcat pe care îl face omul, îl face în afară de trup. Curvia este un păcat nu numai împotriva lui Dumnezeu, și împotriva trupului tău. Comportă-te ca un creștin. 2. Ce să fac dacă mă complac în situația mea? Păi ieși din situația ta. Ce să faci? Nu te mai complace. Fă o schimbare. Cât de rapid fă o schimbare. Și eu și fata de care îmi place suntem la studii în oraș, în orașe diferite. Ce părere aveți despre relația de la distanță? Să o abordez? Am intenții serioase cu ea. Ce intenții ai? Atât de serioase. Deci vrei să zici că vrei să te însori cu ea. Cred că la asta s-o referit. Auziți ce spunea Richard Wurmbrand? Ați auzit de Richard Wurmbrand, da? A fost în închisorile comuniste câți ani? 14 ani, da? La un moment dat, comuniștii, securiștii s-au dus la Sabina Wurmbrand, soția lui Richard, și i-au spus, poți să te măriți că Wurmbrand a murit. Nu mai are rost să-l aștepți. A murit. Și Wurmbrand îi scrie lui Sabina un bilet secret. Și în biletul secret scrie următorul lucru. Timpul și distanța pot distruge o dragoste superficială, dar o dragoste adevărată, acestea o întăresc. Ați înțeles? Deci dacă ea te iubește, tu o iubești și vreți să fie lucruri serioase între voi, timpul și distanța nu vor distruge o dragoste superficială. Dar dacă dragostea este superficială, fii sigur că ea, când te vei duce la liceu să-i duci o floare în orașul unde îi sau la facultatea unde îi, nu, numai bine ți-a scoate Domnul în față că ea va fi cu altul de mână. Ce o să faci? Îți pierzi mințile? Resemnează-te, a fost o dragoste superficială, lasă că mai sunt și alte fete, că-s 4 fete la un băiat. Raportul. Deja băieții nu mă jubilează. Ce să fac dacă inima mi este legată puternic de un băiat din lume? Cum să-mi controlez sentimentele? Soră, nu face metodă de evangelizare prin căsătorie. Biblia spune foarte clar ce legătură este între un creștin și un necreștin, între întuneric și lumină. Ce legătură este? Tu crezi că el, tu îl vei pocăi pe el sau o vei pocăi pe ea. Noi nu pocăim oameni. Pocăința nu e o religie. Pocăința este o atitudine a inimii față de Dumnezeu. Dacă omul ăla n-are în intenție să se pocăiască, să se sfințească, tu nu o să-l poți. Te vei căsători cu el, dragostea aceea mare care înainte de căsătorie se va topi și vei rămâne cu el. El te va persecuta, te va chinui, tu vei vrea să mergi la biserică, el nu va vrea. Sau, să zicem invers, tu vei vrea să mergi la biserică, ea nu va vrea. Ce o să faci?
Cunosc foarte multe experiențe de genul ăsta când s-au căsătorit. Rare sunt atunci când s-a căsătorit cu unul din lume să o ducă bine. De obicei se întâmplă invers. Trec ani și ani, trec ani și după ani de zile, când ea e chinuită până la maxim, zice, vai ce prostie am făcut că m-am căsătorit. Eu am crezut că el se va pocăi. Am crezut că nu știu ce și nu s-a mai pocăit. Păi, cum pui principiile Scripturii înainte oricărui lucru sau tentații lumești? Păi cum să le pui? Să le pui. Înaintea oricărei tentații lumești, vezi ce spune Biblia. Dacă tu crezi, asculți ce spune Biblia și vei respecta ce spune Biblia, vei fi fericit. Să știți că Dumnezeu are un scop foarte bine definit cu noi. Unul din scopurile lui Dumnezeu este să fim fericiți. Dumnezeu nu vrea să fii trist. Satan vrea să fii trist. Dumnezeu vrea să jubilezi de bucurie, să sari de bucurie, să fii chiar foarte bucuros, fericit. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Satan vrea să fii foarte trist. Din aceste motive, spune David, că păcatul apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usca pământul de seceta verii, până când m-am realizat că păcatul e ăla care mă apasă în jos, mă ține cu o presiune puternică. Dacă omul ar asculta de Dumnezeu, omul ar fi numai fericit. Dar fiindcă n-ascultă, omul ajunge să fie trist. Dacă cazi în păcatul pornografiei și trăiești cu el mult timp după botez, te mai poți căsători și să ai o căsnicie și familie binecuvântată. Acum, când te referi la păcatul pornografiei, te referi la faptul că, virgulă, comiți păcatul adulterului, sau la faptul că doar vizualizezi anumite imagini sexuale pe telefon, pe, știu eu ce, TV și așa mai departe. Vai! Ce s-a întâmplat? Deșteaptă-te, române! Nu uita ce a zis Andrei Mureșanu. Vreau să vă spun ceva. Știți de ce e păcat să te uiți la pornografie pe telefon? Că acum tineri încearcă să se ascundă și să nu fie văzuți că se uită la imagini pornografice. Așa că jucăria asta a lui Steve Jobs, da? Te duci noaptea, vorba fratelui, vezi numai lumina de la telefon, își trage pătura peste cap și se uită acolo numai el, dar să știi că mai există un ochi care te vede la ce te uiți. Tu niciodată nu te uiți singur. Mai există un ochi care vede la ce te uiți tu. Și acesta este Dumnezeu, care vede nascuns. Ce se întâmplă când te uiți la imagini pornografice? Problema este că în spatele acelor imagini pornografice sunt puteri demonice. Iar acele puteri demonice, prin intermediul vizual, intră în tine. Intrând în tine, fac ravagii în mintea ta și încep să-ți întoarcă mintea, să-ți răsucească mintea și să trăiești într-o lume ireală. De fapt, tot ce vezi tu acolo nu e real. Ăia-s plătiți să facă așa ceva. Ălea-s machiate, ălea-s aranjate, că în mod real, dacă le-ai vedea, ți-ar fi scârbă, greață. Dar fiindcă sunt așa de tentante, exact ca și, știți de ce se fac reclamă la anumite mâncări? Pentru că-s proaste și nu le cumpără nimeni. Dar te păcălesc ăștia cu ambalajul și cu reclama care o fac, ca tu să o cumperi. La o marfă bună nu trebuie să faci reclamă. Da? O fată cinstită n-are nevoie de reclamă. Una care nu-i cinstită se îmbracă ca și ambalajele din magazin atrăgătoare ca să atragă privirile. Țineți minte asta. La o marfă bună nu-i trebuie reclamă. Deci, păcatul pornografiei și ce se întâmplă dacă te vei căsători? Nu știu exact la ce se referă ăsta a pornografiei. Am priceput bine? De pornografie nu scapi. De exemplu, dacă ajungi să te masturbezi, da? Să nu crezi că o să scapi de masturbare după căsătorie. Dimpotrivă, nu o să scapi. O să fie mai acut acest păcat. Și problema cea mai mare este că ajungi la o anumită vârstă când tu nu o să mai ai potență față de soția ta, față de soțul tău plăcere. Pentru că păcatul ăsta desfigurează.
Cum pot să-mi dau seama de chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea și cum pot să-L slujesc mai bine? Iată o întrebare sfântă. Sigur că puțin sunt tinerii interesați în zilele de astăzi cum pot să slujesc mai mult Domnului. Am fost atent la fratele Marius când vorbea despre frontiere. De ce trebuie să vorbim noi azi de frontiere? Pe vremea când eu eram tânăr, la vârsta voastră, tinerii vorbeau unde să mergem la rugăciune. Cum să facem grupe, să ieșim, să evangelizăm, să mergem prin sate. Mergeam prin orașe, cântam, făceam anumite lucrări. Interesul nostru nu era pornografia și toate jocurile astea erotice și așa. Nici nu știam de alea. Până la urmă, eu la 16 ani am aflat că nu barza aduce... Râdeți acum, da? Băi, ziceți, băi, ce înapoiați erau ăia. Dar să știți că eram foarte fericiți. În sfârșit, cum poți să știi că e chemarea lui Dumnezeu? În primul rând, există 3 indicii pentru un om care are chemarea lui Dumnezeu. Țineți minte aceste indicii. În primul rând, este chemarea personală care o simte el. Simte că e atras de ceva, de acea lucrare. 2. Există biserica. Biserica unde este, vede acea chemare și spune, mă, tu ai fi bun pentru asta. Tu ai chemarea asta. Și 3, este o confirmare a lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să-ți confirme printr-un vis, prin ceva, că asta e lucrarea lui Dumnezeu. Să-mi spui când am depășit de 30. Tu să le numeri, știi să numeri. Cum să-L caut pe Dumnezeu din toată inima? La asta am răspuns. Nu, asta e următoarea. Cum să-L caut pe Dumnezeu din toată inima? Când iubești ceva, vei face tot posibilul să fii în preajma celui care îl iubești. Vei face tot posibilul să fii în locul acela unde iubești să fii. Când îl iubești pe Dumnezeu sau vrei să-L iubești mai mult, vei citi mai mult Biblia, te vei ruga mai mult, vei fi mai mult prezent la biserică, vei încerca să te implici mai mult în lucrarea lui Dumnezeu. Acestea sunt semnele ca să-L cauți pe Dumnezeu. Cum să scapi de nevoi de validare și aprobarea celor din jurul tău? Adică cum să te accepte mai tare cei din jurul tău? În orice caz, să nu-ți vopsești părul roșu. Să nu-ți faci creastă de cocoș, da? Sau, eu mai știu, nu știu ce să mai faci. Pentru că unii tineri suferă de anonimat. Deci, nu-i bagă nimeni în seamă, da? Vine aici și zice, mă, nu mă băga nimeni în seamă. Și se duce la unul, se duce la altul, mă, nimeni nu vrea să stea de vorbă cu mine. Bă, eu n-am prieteni. Poate se duce acasă la mama, la tata, se plânge, zice, nimeni nu mă bagă în seamă. Eu n-am prieteni, nimeni nu vrea să stea de vorbă cu mine. Și a intrat într-un anonimat. El, în criza asta de anonimat, încearcă să facă ceva. Ce să facă? Trebuie să facă ce să iasă în evidență. Și atunci, sigur că face ceva șocant ca să iasă în evidență. Nu trebuie să faci nimic șocant să ieși în evidență. Trebuie tu să fii mai deschis, să te împrietenești, să mergi să discuți, pentru că nu toți au disponibilitatea asta să vină să discute cu tine. Du-te și tu să discuți cu ei. Cum credeți că credința în Iisus influențează valorile și alegerile tinerilor din ziua de azi? Iisus influențează, dacă te lași influențat. Dar depinde de cine te lași influențat. Te lași influențat de Iisus sau de standardele lumii? Între Hristos și lume, tu ești la mijloc să faci o alegere. Îl vei alege pe Hristos sau pe Baraba? Majoritatea a ales Baraba, iar pe Hristos l-au condamnat, l-au trimis la cruce. Între valorile lumii, standardele ei și valorile creștine și standardele lui Hristos, tu ești cel care alegi. Nu păstorul, nu biserica, nu părinții, nu școala, nu societatea, ci tu ești singurul care ai libertatea alegerii, însă nu libertatea consecințelor. Sunt o fată pocăită și îmi place de un băiat din biserică. El a căzut în păcat. Soră pocăită, cu cine a căzut în păcat? Cu tine? Sau cu alta? Vorbesc cu el, dar nu pot să-l întorc la Domnul și mă rog de 2 săptămâni pentru el. Ce să fac? What am gonna do? Să te rogi în continuare. Nu știu ce să faci.
că n-ai ce să faci decât să te rogi în continuare, să-l sfătuiești, eventual dacă ai acces să vorbești cu el. Sper că nu ești tu în cauză cu care a căzut. Dar să te rogi, să-l sfătuiești și să-l ajuți. Eventual ar fi bine să stai de vorbă și cu unul din slujitorii bisericii, să-și găsească un mentor. Unul care să îl ajute. Nu neapărat să-l spună, nu neapărat să-l pună sub disciplina bisericii, că primul lucru, gata, la asta poate unii sar, hai, repede sub disciplină. Nu, asta e scopul. Scopul este să-l ajuți pe un om să se ridice, să-și revină, dacă poate, la normal. Îl simpatizez pe un băiat din biserică care observ că este asemănător și potrivit cu ceea ce aș aștepta de la un băiat. Cum să stau în așteptare? Nu sta prea mult. Că s-ar putea el să... Nu știu. Dar el știe că tu îl simpatizezi. Ți-e greu să-i spui, nu? Nu știu, fă ceva ca să vadă că îl simpatizezi. Dă-i un indiciu că acum să mergi tu la el să-i spui, mă, să știi că mi-ești simpatic, nu vrei să discutăm. Ar fi... Nu știu, când fugi odată, pune-i o piedică să se... Să vezi dacă se enervează și se uită la tine, că după aia poate chiar te simpatizează. Cheamă-l la rugăciune. Spune, hai la biserică. Fă ceva, du-i o tavă cu prăjituri sau ceva ce-i place. Dacă ești băiat, e simplu când ai o fată care o simpatizezi. Nu? Profesorul ne învăța la școală. Aveam CSP, cunoștințe social-politice. Și la cunoștințe social-politice ne învăța cum să fim gentili. Bă, zice, dacă îți place de o fată, nu merge așa brutal să-i spui tu, îmi place de tine, că nu merge așa. Te duci prima dată, zice, îi ceri o carte, dacă are o carte, nu? Și mergi la ea pe acasă, probabil ai nimerit pe acolo, mergi prin bibliotecă, îi ceri o carte. Ia cartea, citește-o, după aia du-o înapoi. Găsește-ți tot tipul de motivații până când, da? Este corect să fug de fata de care îmi place. Băi, prăpăditule! Păi tu ești paradoxal. Cum să fugi de ce-ți place? Nu mai fugi, oprește-te. Cum pot tineri... Auziți, să nu... a spus și întrebări prostești unii. Zice unul, îi păca să beau benzină. Nu, frate, bea motorină. Sau ai întrebat pentru că benzina e mai ieftină? Criza de benzină și de motorină de pe vremea lui Ceaușescu era pusă în versuri, așa. Ceaușescu bea benzină și Elena motorină și se plâmbă toți pe jos ca pe vremea lui Iisus Hristos. Nu mai beți că și așa e scumpă. Deci asta e o întrebare ne la locul ei. Vă rog, deci, chiar dacă se poate, ștergeți întrebări de genul ăsta. A mai apărut aici o afirmație drăguță care mi-a plăcut, însă nu e întrebare. Ce, frate Nelu, vă iubesc mult. No, sper că e băiat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai am? Ce aș face dacă în trecut am avut relații sexuale cu un băiat când eram la o vârstă fragedă, iar acum nu mai pot să scap de povara conștiinței? Mă rog lui Dumnezeu, sper că nu mai repeți acel păcat cu alt băiat. Dar dacă l-ai avut, dacă te-ai pocăit, dacă sincer îl regreți, Dumnezeu poate să te ierte și îți dă șansa unui nou început. Dar sper că nu-l mai repeți, pentru că repetându-l, conștiința va fi tot mai apăsată. Și acum, aici se aplică ceea ce David a făcut păcătuind cu Batșeba, fiind și prea curvar și criminal. Ăsta este păcatul care l-a comis David. Însă Dumnezeu, din ambele aceste păcate, Dumnezeu l-a ridicat, l-a iertat, deși a plătit pentru consecințe.
Pentru consecințele păcatului nostru a plătit Iisus Hristos, nu mai plătim noi. Dar David a trebuit să plătească el. Am sărit peste două întrebări. Care sunt alea, te rog? Cum pot tinerii să găsească echilibru între credința lor în Iisus și viața lor de zi cu zi într-o lume modernă, adesea secularizată? Într-adevăr, trăim într-o lume secularizată, într-un sincretism religios de amploare. Ce înseamnă sincretism? Un fel de amestec de biserică și lume, da? Deci lumea e bisericească și biserica e lumească. Și atunci, cum poți să găsești un echilibru? Cum poți să fii într-un echilibru? Respectăm principiile lui Iisus Hristos. Nu e ușor, dar noi suntem într-o luptă. Creștinismul, viața creștină este o luptă. Nu o luptă, spune în Efeseni 6, o luptă contra sângelui și cărnii, adică contra altor oameni. Ci suntem într-o luptă cu noi înșine. Într-o luptă cu forțele întunericului. Și Dumnezeu să ne dea biruință. Amin. Care, peste care am mai sărit? Cum să ne rugăm corect pentru viitorul partener de viață? Ați auzit de James Dobson. Pentru fetele care vor să se căsătorească, să o facă prin credință. Îți place de un băiat care să fie mai înalt ca tine. Auzi ce zice James Dobson. Zice în felul următor. Dacă vezi un băiat în biserică și băiatul ăla îți place, dar nu știi cum să-l abordezi. Dacă tu ai credință, du-te, cumpără un costum pe măsura lui, du-l în dulap și spune lui Dumnezeu, Doamne, umple tu costumul ăsta cu băiatul ăla care îmi place. Sau, dacă nu-i voia ta să fie băiatul ăla care îmi place, umple tu costumul ăla cu băiatul ăla care e voia ta. Care îi place? Vrei să știi ce număr de costum? Ce număr porți? Care aveți costum cu numărul 48 cumpărat în dulap? Roagă-te pentru partenerul de viață, Dumnezeu, în nu știu în ce circumstanțe, poate să ți-l scoată înainte. Viața e atât de diversă. Asta am citit-o. Cum ar trebui să abordăm o fată din biserică dacă suntem mai timizi, dar măcar drăguți? Eu vreau să vă întreb, în primul rând, sunteți mai mulți la o fată sau cum? Cum să abordezi o fată dacă ești timid? Dar dacă ești drăguț, e suficient. Că fata înțelege că ești timid. Să o abordezi frumos. Poți să o inviți la o înghețată, să plătești tu, să nu plătească ea, nu fi bădăran. Poți să o inviți la o discuție, poți să stai de vorbă cu ea. Cât îi fi de timid, mă gândesc că avea atâta putere să-i spui hai să facem o plimbare sau ceva. Dacă nu poți tu, pune pe un prieten de-a tău, uite, mi-o zis ăla că ar vrea să plimbe cu tine. Ne puteți recomanda niște cărți? Da. Genesa, Exod, Levitic, Numer, Deuteronom, Iosua, Judecător, 1, 2 Samuel... Despre ce cărți? Ce cărți să vă recomand? În ce domeniu? Pentru că cărțile sunt într-o sumedenie de o paletă foarte largă. Ce cărți? Tu ai scris. Dacă ați fi specificat ce cărți aș putea să vă recomand, dar așa nu știu. Teologice? De familie? Literatură universală? Ce vă dă la școală? Citiți cărțile de la școală, ce vă dă la școală, auziți, zice aici un profesor. Citiți ce vă dă la școală, la limba română, clasicii. Ascultați-mă, eu le spun și copiilor mei, pe mine nu mă interesează să veniți cu diplome de facultate. Eram în Bistrița, te rog. Eram în Bistrița la piață și acolo la noi, la Bistrița la piață, e zona cu bișnițarii, nu știu la voi unde este. Și așa întreagăt, auzeam un bișnițar, zice, hai repede că am examen la drept penal. Deci vă dați seama că diploma astăzi e în derizoriu. Le-am spus copiilor mei, citiți cărți, chiar dacă nu faceți o facultate. Pentru că atunci când citiți cărți, când veți fi mari și veți deschide gura, vi se vor deschide uși. Iubiților, ascultați-mă, cea mai mare comoară și cea mai mare investiție care puteți să o faceți este să citiți cărți.
și citiți începând cu literatura de la școală, care vi se recomandă, da? Clasa 9, clasa 10. Bineînțeles, Biblia e obligatorie. Deci, ascultați-mă, dacă plecați de la conferința asta cu hotărârea asta de a citi, v-ați realizat. Domnul să vă binecuvinteze. Problema este că în generația noastră oamenii nu mai, în generația voastră, adică și generația noastră, oamenii nu mai prea citesc cărți. Pentru că lumea asta cibernetică, lumea asta electronică, ne-a pur și simplu ne-a șters și asta ne face să nu mai știm nici să comunicăm unii cu alții, nu? Corect. De ce scriem text messages, SMS-uri, nu? Că e mai ușor să nu-i vezi fața, să nu-i vezi gesturile și nu mai ai trântit un hei, vii să ne plimbăm. Nu vreau, n-am timp, nu? Mai ales când sunt întrebări inconfortabile, te simți mai confortabil să-i trimiți un SMS decât să-i dai un răspuns audibil. Pentru că atunci când omul te vede, îți vede mimica feței, îți vede gesturile, îți vede tot și înțelege mult mai mult decât spui în cuvinte. Gesturile, vorbele pot să mintă, însă gesturile niciodată. Pe unde sunt, frate? Cum să recapăt un sens vieții când nimic din lumea aceasta nu mă mai atrage și orice fac nu mă mai conferă un sentiment de împlinire, fericire, rugăciune? E la frontieră, băiatul. Este. Și la frontiere totdeauna sunt vameșii. Dacă nu vă supărați, aș vrea această persoană să stăm puțin de vorbă. Îmi dau seama că această persoană trăiește la o limită foarte aproape de ceea ce se numește nu neapărat sinucidere fizică, dar un fel de sinucidere spirituală. Și îți recomand, nu știu cine ești, îți recomand, dacă nu mă abordezi pe mine, abordează un alt slujitor, dar îți recomand ca să stai de vorbă cu cineva. Nu sta singur ca să trăiești în amărăciunea aia sufletească de unul singur, găsește-ți pe cineva apropiat cu care să-ți împarți aceste stări. În primul rând, dacă este un păcat, mărturisește-l, roagă-te Domnului să te ierte, să te elibereze, pentru că, repet, păcatul te duce în astfel de stări, în care, cum Iuda s-a dus și s-a spânzurat că nu s-a mai suportat pe sine, în urma păcatului vânzării lui Hristos, la fel ajung unii oameni să nu se mai suporte pe sine, din cauza păcatelor. Și atunci ajung fără niciun chef de viață. Dacă apar încercări în viața mea și oricât m-aș ruga și tot nu văd o schimbare, ce să fac? Acum, viața e plină de încercări. Grijuri vin zi de zi. Iisus ia toată povara mea. La calvar, la calvar. Acesta este răspunsul. Care sunt cele mai comune păcate sau ispite cu care se confruntă tinerii în societatea de azi? Păi, spuneți voi, dați voi răspunsul. Că eu nu mai sunt tânărul din ziua de azi, eu sunt adultul din ziua de azi. Haideți să enumerăm câteva păcate. Adulterul. Este? Sexualitatea, da? Drogurile sunt? Sunt drogurile. Jocurile de noroc, gambling. Sunt? Care ar mai fi? Trei le-am zis eu. TikTok? Ziceți altul. Bine, asta, hai să zicem că e lumea asta electronică. Da? Le punem toate într-o lume electronică. Pentru că până la urmă toate astea, Instagram, Facebook, YouTube, ce mai, TikTok și așa mai departe. Apropo, dacă o să vă căsătoriți, să nu vă lăsați copiii și bine ar fi nici voi să nu vă uitați pe TikTok. Este foarte periculos. Americanii vor să-l scoată afară. Nu știu ce vor face europenii. Dar este periculos, mai ales pentru copiii mici. Bun. Deci cam astea ar fi păcatele. Nu știu, poate sunt și altele. Dumnezeu Sfântul știe. Pragul sinuciderilor. Să știți că scara de sinucidere la generația voastră e mult mai mare decât a fost în generația noastră. Cum pot tinerii să învețe să reziste ispitelor sau să se întoarcă de la păcate în viața de zi cu zi? Auzi, știi că este un proverb românesc.
fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Ce-a făcut Iosif când femeia lui Potifar, nu doamna Potifar, i-a făcut provocări? Ce-a făcut Iosif? A fugit, nu? Fugiți de păcat. Cum pot tinerii să-și îmbunătățească relația cu Dumnezeu și să-și ducă o viață în conformitate cu valorile lor religioase pentru a evita păcatele? Această întrebare se repetă, stând aproape de cuvântul lui Dumnezeu, practicând Biblia, nu doar memorând Biblia. Sunt tineri care memorează Biblia, dar care nu practică ce spune Biblia. Și atunci, orice creștin care doar știe Biblia, dar nu o practică, este exact ca și cum ai avea o mașină, ai ști toată tehnologia de mașină, dar niciodată nu te-ai urcat în ea să te duci cu ea. La ce folos? Îmi este greu să mă rog de multe ori dimineața când mă trezesc. De ce mi-este greu acest lucru? Dar ce faci prima dată când te trezești dimineața? Prima dată când te trezești dimineața, haideți, vreți să fiți sinceri cu mine, dar așa sincer, deschiși. Voi totdeauna sunteți sinceri, dar acum. Dimineața când vă treziți, puneți mâna prima dată pe telefon să vă uitați ce text message, ce s-a întâmplat în lume. Cât puneți mâna prima dată pe telefon? Aveți un moment de sinceritate acum și ridicați mâna. Cât puneți dimineața când vă treziți prima dată mâna pe telefon? Apreciez foarte mult sinceritatea voastră, da? De multe ori când ne trezim dimineața, mi se întâmplă să nu vă simțiți acum jenați, ofensați, că v-am pus întrebarea. Dar de multe ori asta mi se întâmplă și mie. În loc să mă duc prima dată să pun mâna pe Biblie care e plină de text messages, plină de SMS-uri de la Dumnezeu. Punem mâna pe telefon și ne uităm pe telefon și uităm să mai punem mâna pe Biblie. Prietenul tău păcătuiește de nu te duce la mol. Hai, da. Păcătuiești, mă, dacă nu o duci la mol. Dar de ce la mol e păcat și să te duci la un alt restaurant n-ar fi păcat? Ce are molul ăsta? Păcat e să te duci la mol în timpul slujbei, duminică seara. Sau să te duci în parc, să nu vii la biserică. Stăteam de vorbă cu fratele Marius și îmi spunea, păi când am auzit că ați spus aici că merg creștinii duminica la film, în timpul slujbei, eu mă întreb ce creștini sunt ăia. Adică, bă, totuși nu te furnică ceva prin inimă când te uiți atunci la movie, la film, și știi că frații stau în biserică, se roagă și cântă și tu stai să te uiți la televizor, la film. Tu nu ești creștin, tu ești crei. Cum să ții post fără apă? Nu bea apă. Păi dar cum să-l ții fără apă? Nu, aici e o afirmație. Mergem la mol, cine îmi face provocarea? Cum mă pot maturiza spiritual? Cu timpul. Vreau să spun, cu timpul te poți maturiza spiritual. Maturizarea spirituală nu se face așa, ai stat odată, ai auzit o predică, ai auzit o cântare, poc, și dintr-o dată tu ești matur spiritual. Nu, trecând prin intemperiile vieții. Numai trecând prin intemperii. Asta nu-ți dă școala, nu-ți dă facultatea, nu-ți dă nimeni, nu-ți dă biserica. Numai trecând prin timp te poți maturiza spiritual. Dacă am anturaje bune și rele, prieteni de la școală, pe lângă mine, ce să fac? Sau ce fac? Păi dacă ai anturaje bune, păstrează-le. Dacă ai anturaje rele, renunță la ele, pentru că te vor influența. Dacă îi poți influența, Domnul să-ți ajute. Deja? Ultima întrebare și cu asta am terminat. De ce Dumnezeu i-a spus lui Noe să facă o corabie, nu a făcut o minune să salveze viețuitoarele pământului și familia lui Noe? Pentru că așa face Dumnezeu. El are planurile lui. De ce? Așa a fost planul lui Dumnezeu.
De ce Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pe cruce? Nu putea să ne salveze fără moartea pe crucea lui Iisus Hristos? Asta este o teologie întreagă la care trebuie să răspund în câteva cuvinte. Pentru simplu fapt că Iisus este din Dumnezeu, este sfânt și dreptatea lui Dumnezeu cere dreptate. Pentru ca să fie satisfăcută dreptatea lui Dumnezeu, trebuia cineva din Dumnezeu numai să plătească pentru asta. Scurt. Vă mulțumesc că m-ați îngăduit să vă răspund la aceste întrebări. Poate n-am răspuns exhaustiv. Adică știți ce înseamnă exhaustiv, nu? Știți ce înseamnă exhaustiv, nu? Nu e extravagant, mă, mai spart. Ce înseamnă exhaustiv? Hai voi, românii. Exhaustiv înseamnă ceva complet. Da? Înseamnă ceva ce nu mai are de spus nimeni. Deci nu am răspuns exhaustiv, n-am dat răspunsuri complete. Nu pretind că am fost 100% în acord sau cu dorințele care le-ați avut. Dar mă rog ca ce n-am putut eu să fac să completeze în continuare Duhul lui Dumnezeu. Amin.